Harbiz. Asta este cea mai frumoasă și cea mai tare reprezentare a vieții. Nu pentru că e pe cardiometru, ci pentru că așa e. Sus, 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 jos, sus, mai sus. Așa e în viață. Dacă ar fi plat, am fi morți. Foarte trist. Numai că foarte mulți sau multora le place să vorbesc despre echilibru și să caute echilibru, dar îl caută pe acolo, pe sus. Dar pe sus, de? Alții sunt pe jos, numai pe jos. Și de alte ce nu dau de echilibru. Pentru că foarte mulți consideră că echilibru înseamnă să fii fericit și caută doar fericirea. Și când se simt acolo, pe jos, pe undeva, căci e normal, să pierd sau să caut, mă amuz asta, ce faci, mă caut, unde? Eu cred că echilibrul e să accepti că asta e cea mai bună reprezentare a vieții. Și că dacă acceptăm că în noi și pe lângă noi e și bine și rău, și sus și jos, aia înseamnă că pleci cumva la drum cu o idee mai bună despre echilibru. Vezi, asta înseamnă că dacă sunteți aici oameni ai extremelor, e foarte ok și eu sunt la fel, pentru că umblând la capete, la extreme echilibrezi linia, tot noi să nu ajungi pe zero. Cred că domnul Arafat ar fi vorbit despre asta mai mult. Sunetul ăsta e cel mai tare sunet care există. E cel mai fain. Că din mine inima îți bate sau le bate celorlalți, înseamnă că poți să faci ceva cu ei, cu tine. Poți să trăiești în continuare, făcând lucruri. Sunetul ăsta vorbește despre esență. Are un ritm. Și ce să faci, ca naiba, seamănă cu sunetul ceasului. Pentru că contează să mergi cu inima deschisă prin timp, ca să-l parcurgi așa cum trebuie. Ritmul e foarte tare, important. Contează, asta am învățat și din Aikido și din pașii mei, contează să ții un ritm bun. Roșu ar putea vorbi mai bine de asta, din nou. Dar contează că în tot ce faci, să ții un ritm, să trăiești cu un anumit ritm, acolo unde poți. Pentru că de multe ori nu poți. Și e ok să nu poți și să accepti chestia asta. Pentru că dacă nu accepti, te iei de cap. Și nu ai cum să urci cu o greutate mai mare decât a ta. Sus. Ritmul ăsta pe care în bătăile inimii îl arată, e și din ritmul prin care lucrurile ne vin în viață. Mai bune, mai proaste, nasoale, mai ok, fericite, down. E normal să fie așa. Intensitatea, cât de sus. Asta îmi place foarte mult. Îmi place și iubesc intensitatea la oameni, intensitatea în tot ceea ce fac. Sunt gurmand și în viața reală, dar sunt gurmand după oameni intensi. Intensitatea te face să trăiești într-un ritm bun. Înseamnă să fii relaxat în timp ce ești
cu totul acolo. Intensitatea contează în relații, în viața de zi cu zi, în muncă, în sex. Contează foarte mult să îți dai voie să fii intens. Când îți dai voie să fii intens, ești natural. Nu mai contează unde pui virgula, unde scapi înjurătura, în răsirios, ești natural. Când ești intens, nu mai răspunzi la mail-uri și la telefoane, așa cum scrie la training, ceea ce eu numesc frigiditate verbală, că așa e, ci îți dai voie să vorbești uman, deschis, așa cum îți vine, pentru că ce să vezi, trăiești lângă alte inimi care bat, nu lângă I am robot. Intensitatea e foarte puternică. Ca regizor de film nu e nimic diferit, probabil că v-aș fi așteptat să vă vorbesc de meseria mea sau de how to live as a director. Foarte relax. Însă, apropo de chestia asta, ce am învățat din meseria mea, pentru că am lucrat și lucrez foarte mult film inspirațional pentru brand-uri, pentru cinema, doar că vin cu un background în film social, în diverse cauze și proiecte, unde alții ar vedea doar drame. Eu am căutat pozitivul și inspiraționalul. Și ce am descoperit în chestia asta e că în niciun caz nu trebuie să alergi după jos, pentru că el vine sigur. Cum ar fi? Să fii foarte fericit. Bă, să acum trebuie să mă echilibrez. De o dreacă de viață, hai să fim jos. Asta nu trebuie să se întâmple pentru că vine oricum. Dumnezeu le echilibrează. Pentru mine, Dumnezeu e cel mai mare regizor. Pentru că desenează în felul ăsta. Și o poveste care m-a inspirat să cred chestia asta și pe care împart cu voi, ca să vedeți ce înseamnă această pictură, s-a întâmplat într-un penitenciar de femei, la Cluj, în care filmam un documentar despre un grup de femei în penitenciarul din Cluj, care, by the way, penitenciarul din Cluj e în centrul Clujului, lângă teatru. Same thing. Intri pe partea închisorii, auzi totul din afară, nu vezi nimic și începi să ți se scoale întrebări. Și în penitenciarul ăla 30 de femei au avut parte de un curs de scriere creativă. Au învățat să scrie, să-și evadeze mintea, să evadeze de din pereția. La finalul proiectului am documentat chestia asta și am scos din penitenciar un grup de câteva pe care le-am dus în studio și am filmat un soi de cenacul literar în care și-au citit cele mai tari scrieri. Și prin de acele lucrări era una care se chema Povestea mea. Evident că majoritatea se referau la cum au ajuns acolo. Și acolo era o tipă care, în urmă cu 2 ani, era cea care se ocupa de contractul de hrănire a deținutelor. A venit la pușcărie să semneze contractul, i s-a dat un tur de penitenciar, i s-a arătat celula numărul 1 de la parter, care era mai fancy, a văzut că are baie, duș, cablu, s-a gândit că e ok. A plecat. După 2 ani face un accident. Idiot. Și ajunge în aceeași penitenciar ca deținută. Aceeași femeie care în numai cu 2 ani hrănea deținutele. Celula numărul 1 nu mai arăta așa
pensii. Totul se zicea foarte greu. Și cum numește asta? Coincidență? Soartă? Ghinion? Eu numesc așa. Haideți. E regia lui Dumnezeu. Și o întâlnești în tot ce vrei. Poate că m-am gândit de ce mă leagă pe mine așa tare chestia asta cu bătăile de inimă. Și poate un răspuns hilar a fost că la naștere primele 48 de ore am avut doar puls. Nu respiram. Mă rog, o complicație pe acolo. Doctorul m-a tras cu forcepsul și pentru că era vremea lui Nanicu, era nasos să mă declare mort după ce m-am născut semiviu. Și pentru că sunt beruic, după 48 de ore m-am trezit să respir. Și cred că de atunci am rămas așa în mine partea asta cu bătăile de inimă. Ce interesant e că asta e ce avem în comun, bătăile de inimă. Și asta ne leagă. Contează foarte tare să mergi cu inima deschisă în experiențele pe care le iei. Asta te va face să înțelegi mai multe, să vezi mai mult și să-ți iei mai tare. Dar merit. E ok. Mai e ceva. În momentele când am avut picaje, așa, de alea mai mari, era un fel de rugăciune care îmi venea în cap, un soi de mantra de nicăieri și era: Doamne, ține-mi inima tare. Pentru că știam că de acolo mă duc. Știi? Și de obicei, ăla e locul unde simți că trăiești intens sau pici sau zbori sau te apucă cu fluturi sau alte animale. E interesant ca atunci când îți pierzi capul și nu mai știi pe unde e, de fapt să-ți cauți inima. Pentru că asta strigă pe cap și spune come back. Era o chestie, o zicea un doctor, fain, nu mai știu până la cap, dar zicea că distanța între cap și inimă e de 40 de centimetri, dar între inimi poate să vezi de kilometri. Contează să menținem distanța aia. Și pentru un doctor. Când îți bate inima tare, transpiri ca mine. Contează să o asculți. De fapt, aproape de chestiile astea de ce învață dezvoltare personală, cărțile și alte de-astea, că trebuie să te descoperi, să te gândi. N-ai cum să descoperi și n-ai cum să nu să fie aware de inima ta și de cum bate și de asta până nu îți bate. Până nu dai cu capul de sus sau de jos, nu ai cum să zici, hopa, stai că ar trebui să fac ceva. Mă amuză foarte tare cei care se dezvoltă personal prin cărți. Sunt un mare fan. Aseară vorbeam cu cineva, nu zic, eu sunt un mare ignorant. Ca să pot să vorbesc așa, trebuie să fiu un mare ignorant. Și momentan sunt, îmi iese. De acum încolo mă cam cultiv. Și nu știu dacă pot să mai rămân așa, mă rog. Dar vorbeam cu cineva și spunea, și-o dădea cu zic-zic-l, cu chestii de grele, știi? Și zic, bă, ok, eu unul prefer fie să iau o oră de zbor, un avion mic, fie un vin bun, o discuție cu femeie faină. Asta e ceea ce eu numesc dezvoltare personală. Pentru că ce să vezi, de milioane de ani oamenii se dezvoltă.
Și ce să vezi? Se dezvoltă după schema asta. Da? Și în lume, și cu uraganul, și fără, și în suflet, și în noi, și în minte. Asta e schema. Trei pătrimi ce asta. Cine cântă știe. Și atunci, cred că contează mult mai mult să simți și să vezi care e desenul tău. Când ți-a bătut inima mai tare? Când ne-a bătut inima mai tare? Și jos, și sus. Și cu tachicardie și aproape de stop. Aia e harta dezvoltării tale personale. Cred foarte mult în sunetul ăsta. Nu-mi plac întrebările de cum, la fel cu cașelul roșu, pentru că mi se pare că vin zona aia de dezvoltare personală. Cum fac să? V-am zis cum fac să. Contează pentru fiecare cum face să îi bată inima într-un fel foarte bun. Ceea ce pot să vă împărtășesc din desenul meu e că întotdeauna va fi așa. Ce să faci? Altul n-avem. Și e bine așa că dacă e punctat, dacă e linie, dacă e gaură, e foarte prost. Lăsați-l să fie așa. Și ascultați-mă inima. Și pacierul ăla. Posibil să zică multe. În limbajul ei. Semi-morse. Ascultați-o cu totul. Și când e jos și când e sus. Că timp nu e moartă, are unde să ajungă și are unde să vă aducă. Mențineți un ritm bun și dacă nu vă iese, asta e, sunteți pe undeva pe acolo, vă iese data viitoare. Și dacă vă iese bucurați-vă de asta, nu securizați fericirea, chiar dacă e un mod în care toți funcționăm, sau încercați să nu securizați. Că dacă se duce, hopa, e gaură. Contează să menținem un ritm bun în bătăile inimii noastre. Felicitări!